Everything else, I know it's good one last. Cum e? Deci, efectiv, mânci și plângi. Bilet am, genunchiere am, minus 10 dirhami am. Hai să vizităm moscheia. Salutare și bună dimineața! M-am băgat la un ceiuț. De mult am vrut să experimentez cât de cald e în perioada asta cu aici, prin aceste părți de lume. Dar nu mi-am imaginat să fie chiar așa. Eu am mai fost în zone deșertice. Am fost în mai în Egipt și am mers în deșertul alb și deșertul negru. Și acolo a fost foarte cald, dar aici parcă e altceva. Se simte altfel căldură. Incredibil. Sunt 37-38 de grade la ora asta. E 8:30 dimineața. Dar felul cum se simte și cum arde e total diferit. Am dormit destul de bine în minuscula mea cameră. Asta e, am luat un fel de țeapă cu cazarea, pentru că nu era așa în poze. N-am mai zis nimic, eu m-am uitat și la alte cazări de prețul ăla, sunt toate cam la fel. Dacă sunt foarte obosit, dorm fără probleme, cum am dormit și azi noapte. Ce o să fac azi în Abu Dhabi? Ei bine, am primit un cadou. Prietenul meu, Marian, de la Clinica Doja 49 din Oradea, probabil mulți dintre voi îl știți. Știți voi, ăla care vindecă sfărăitul. Și nu numai, pentru că la el la clinică se repară multe. Inclusiv eu, când am avut probleme cu spatele, am apelat la el și el m-a dus. Dacă nu are el serviciile, cunoaște pe toată lumea din domeniu, cei mai buni profesioniști. Știți bine că am fost și eu la el și el m-a dus la cel mai bun din domeniu, care mi-a dat niște sfaturi și mi-a făcut un consult în urma căruia, dar mai mult în urma sfaturilor lui, eu sunt acum foarte, foarte bine. Așa că, prietenul meu Marian, când a auzit că eu vin în Abu Dhabi, mi-a făcut un cadou. A zis, îți fac cadou un tur care include Muzeul Louvre din Abu Dhabi. Știam treaba asta, știu, sună foarte ciudat. Da, Muzeul Louvre nu e doar în Paris, mai este încă unul aici în Abu Dhabi, care după lungi discuții între Franța și Emirate au ajuns la o înțelegere să construiască și aici un Muzeu Louvre. E o, nu știu cum să zic, o capodoperă a ingineriei, acea clădire, eu știu și o studiez de mult, n-am avut ocazia să ajung. Uite, acum cu ajutorul lui Marian o să vedem toți această minune. V-am mai zis că din bucătăria indiană, eu am rămas cu ceaiul. Ceaiul cu lapte indian e unul dintre cele mai bune ceaiuri, după gusturile mele. Așa că o să-mi termin ceaiul, îmi iau un Uber până la punctul de întâlnire, de unde o să îmi înceapă turul. O să fie un tur cu Big Bus, cu autobuzele alea de merg pe la toate obiectivele, care include și intrarea la acest muzeu Louvre. Îmi aștept Uber-ul. Cum ieși afară de aerul condiționat, cum te izbește o căldură
N-am mai întâlnit niciunde așa ceva. Am mai fost în locuri, v-am mai zis, cu căldură extremă, inclusiv prin Asia, dar e altfel. Cred că mi-a venit Uber-ul. Sunt deja în Uber. Am demers vreo 5 km până la Abu Dhabi Mall. De acolo voi fi preluat de Big Bus. Autobuzele alea cu acoperișul tăiat, care fac turul orașelor. Vă dați seama că le-am văzut prin toate locurile pe unde am mai călătorit. Mi-am dorit pe undeva să văd și o experiență de genul ăsta. Acum a venit momentul. Totul arată foarte ciudat pe aici. Pare așa un oraș fantomă. Doar câteva mașini, câte un om rătăcit pe stradă. Și toate astea din cauza căldurii, nu din alte cauze. My driver, my Uber driver is from Nepal, and he said the Nepal is the best country in the world. I will go to visit it. Uber-ul m-a lăsat aici în față la mall. Totul pare pustiu pe aici. E o atmosferă foarte, foarte ciudată. O să intru înăuntru în mall, că am înțeles că aici e un punct unde trebuie să scanez voucherul, să-mi fac check-in-ul în tur și de aici mai departe văd pe unde mă duc ei. Deci nu-mi vine să cred. Coșmarul continuă. Aici se poartă mască. Aici mi-a cerut certificatul ăla de vaccinare. Foarte, foarte ciudat. Urăsc măștile. Le-am urât întotdeauna. N-am ce face. Sper să plec mai repede de aici, din Abu Dhabi, că nu. Asta e un mare minus. Mă duc să caut Big Bus-ul. Da, am găsit aici în mall punctul de check-in pentru Big Bus. Am înțeles că vin din jumate în jumate de oră, așa că nu o să stau mult după el. Totul a mers ca pe roate. Autobuzele sunt aici, chiar în fața mall-ului. Mă duc să mă urc într-unul. O să plecem vreo 10 minute și de aici până la Louvre face vreo 10-15 minute, ceva de genul. Da, că nu e chiar așa de ușor cum am crezut. Fiind vară și foarte cald, nu sunt din jumate în jumate de oră autobuzele, sunt din 3 în 3 ore. Așa că îmi schimb un pic planul. Mi-am luat aici exact orarul de funcționare. Cred că mă duc prima dată în altă parte, după aia las la urmă muzeul. O să mă duc să-mi iau o cafea până mai am o jumătate de oră până pleacă, să-mi hotărăsc traseul. M-am băgat în mall să beau o cafea. Eu span ceainării din alea, cum am avut mai devreme. Acolo era un dirham ceaiul. Aici probabil voi plăti vreo 6 lei pe 6 dirham pe cafea asta. Dar da, arată într-un mare fel. Și anume cam așa. Nici nu știu ce e aici. Aici e cafeluța. Aici e rahatul cesc. Și un pahar de apă. M-am hotărât și cu turul, știu cum o să fac, am văzut cum sunt orele, așa că în prima fază o să iau de aici linia roșie, o să fac turul ăsta de-a lungul coastei, dar nu o să mă dau jos din autobuz, vreau să văd din autobuz toată zona asta, mă întorc înapoi aici, după aia e la fix pentru a putea lua autobuzul care mă va duce la Marea Moschee. Mă duc la Marea Moschee, vizitez Marea Moschee, după care e va fi la fix să iau un următor bus de acolo, să mă ducă aici, înapoi în punctul ăsta la mall și de-abia după masă o să mă duc la Louvre. Așa cred că e cel mai bine. Pentru că asta e, fiind vară și foarte cald, autobuzele nu circulă decât din 3 în 3 ore. Așa că trebuie să profit maxim de ele și să îmi recalculez ruta. Hai să vedem cum e cafenuța asta.
cafea la nivel regal. De bună e bună, mai ales că eu sunt fan cafea de genul ăsta, cafea turcească cu cardamon. M-am îmbărcat în autobuz, e o perioadă foarte aglomerată acum, de asta și merg doar din trei între. Vă dați seama că sunt sigur în tot autobuzul ăsta, nu e nimeni. Cine merge pe căldurile astea să viziteze Abu Dhabi? O să mă bucur singur de toată experiența asta. Bine, eu și cu încă 60.000 de oameni după mine în spate. După cum v-am zis, în prima fază o să facem un tur cu autobuzul, nu o să cobor niciunde. Facem turul centrului Abu Dhabiului și după aia o să iau următorul bus spre moschee. Merg la moschee și după ce vizitez moscheea, mă întorc următorul bus aici și de aici mă duc la Louvre. Așa m-am gândit eu și se potrivesc orele. No, hai să vedem cum arată capitala Emiratelor Arabe Unite din autobuz. În prima fază o să trecem pe o insulă, pe o insulă unde se află Muzeul Louvre, dar după cum v-am zis, nu o să mă opresc acum, o să fac turul din mașină. Mergem printr-un oraș fantomă. Efectiv e gol peste tot, doar câte o mașină, două. Oameni din ce în ce mai puțin. Vai de capul meu, deja am văzut cupola, cupola Louvre-ului. V-am zis că e o capodoperă arhitecturală. Cupola asta are vreo 7000 de tone și se sprijină pe niște, pe niște stâlpi. Deocamdată nu o să mă opresc aici, dar o să vedem mai după masă. Am plecat mai departe pe bulevardul Jacques Chirac. Bulevardul ăsta a fost denumit așa din cauza că el a făcut primele tratative cu șeicul de aici pentru a construi un muzeu Louvre aici în Abu Dhabi. Trecem podul înapoi, o să mergem de-a lungul coastei acum. Abu Dhabi are 9 km de plajă. Eu toate informațiile astea vi le spun după ce îmi spune ghidul, că mi-a dat niște căști în care se povestește despre locurile prin care trecem. Deci vom merge pe de-a lungul plajei, de-a lungul coastei, 9 km. De aici, practic, intrăm în buricul târgului. Sunt o grămadă de instituții publice aici, pe dreapta și pe stânga, o grămadă de universități de prestigiu. Vom merge înspre Palatul Prezidențial, pe care acum o să-l vedem pe din afară. Și n-am înțeles eu prea bine, pentru că ghidul vorbește cu un accent filipinez. N-am înțeles prea bine dacă o să pot să și intru, dar asta numai după masă, când o să vin și la Louvre sau nu. Da, e spectaculos și pe aici, dar nu se compară cu Dubaiul, într-adevăr. Dubaiul e altceva. Total altceva. Intrăm
nișă de-a lungul plajei, da, de-a lungul mării. Foarte spectaculos și pe aici. La plajă n-am văzut absolut pe nimeni. Nici n-ai cum să stai efectiv pe căldurile astea. De aici vom merge 9 km, după cum vă spuneam, doar pe faleza mării. Nu se plimbă nimeni, nu stă nimeni la plajă. Foarte, foarte ciudat. 2-3 mașini doar și pe șosele. O atmosferă foarte interesantă. Un fel de oraș fantomă. Am probleme și cu telefonul. Efectiv, aerul condiționat din autobuz nu face față și se încinge telefonul în așa fel încât mi se închide camera. Așa că trebuie tot să-l răcesc și după aia să filmez din nou. Și asta nu se întâmplă doar la telefoane, orice cameră face la fel dacă trece de un anumit prag de temperatură. Plaje pustii cât vezi cu ochii. Și anume Ramona. Ea ar fi în stare să stea de dimineața până seara pe plajele astea fără probleme. Încă un lucru interesant despre plajele din Abu Dhabi. Plajele sunt împărțite în trei zone. Prima zonă e o zonă de familii, poate să stea doar familiile. Următoarea zonă, femei singure. Și încă o zonă pentru bărbați singuri. E contrar legii islamice să te duci tu ca bărbat singur pe o plajă unde sunt femeile singure. Probabil nu te lasă să intri. Aici încă se păstrează regulile islamului mult mai mult ca în Dubai. Clădiri impresionante de oțel și sticlă. Mergem înspre Palatul Prezidențial. Deocamdată avem în față o clădire foarte asemănătoare cu hotelul Atlantis de pe insula Palmier din Dubai. Aici în dreapta este Heritage Village, un sat de beduini, printre ultimele rămase sau refăcute, în care se poate vedea cum trăiau beduinii pe aceste meleaguri acum multă vreme, înainte de a descoperi petrolul, bineînțeles. Fratele hotelului Atlantis din Dubai, văzut mai de aproape. Absolut impresionant. De aici vom merge înspre Emirates Palace, care e în fața noastră, iar apoi înspre Palatul Prezidențial, care arată într-un mare fel.
De data asta o să le vedem doar de afară și sper să am timp să merg mai după masă, să le vedem și mai de aproape. Emirates Palace este un mega hotel de mega lux, o plajă enormă, proprie. Chiar sunt curios cât costă o cameră acolo. Pe aici au fost filmate filme celebre, inclusiv Fast and Furious 7. Și da, ne spunea ghidul că Emirates Palace este cel mai scump hotel din lume. Acum chiar va trebui să fac un research să văd cât costă o cameră aici. Ne spunea că toate camerele sunt decorate doar cu marmură și aur. Toată zona asta este spectaculoasă. Emirates Palace, Palatul Prezidențial pe lângă care trecem acum. Vă dați seama că eu credeam că ne apropiem mult de Palatul Prezidențial, dar nu. E și normal să fie așa. Turul merge destul de departe de el. De aici, din aceste clădiri, a fost... Aici a fost filmată celebra scenă cu mașina care zboară de pe la ultimele etaje în Fast and Furious 7. Mergem înapoi înspre Abu Dhabi Mall, printre coloși de oțel și sticlă. Urmează să schimb linia roșie cu linia verde și să mergem să vizităm Marea Moschee din Abu Dhabi. Am coborât în stație înapoi la mall. Din nou s-a schimbat programul. Văd că modifică programul, nu e bătut în cuie. Dacă nu e lume, pentru cine să meargă? Pentru un singur client? Au mai fost vreo 2-3 care au urcat pe parcurs. S-a schimbat programul, nu mai pleacă la 12 înspre moschee, pleacă la 1. Asta e. Îmi petrec o oră pe aici prin mall, oricum sunt rupt de sete. Mă duc să beau ceva rece, deși prin mall prețurile sunt cam mari. Da, prețurile exagerate pe aici prin mall. Am dat 15 lei pe cafeaua aia de dimineață. Faza e că nu e nici foarte scump, că de exemplu o apă e vreo 6 lei, 7 lei. Dar nu-mi vine să dau banii ăștia când știu că dacă mai merg un pic, găsesc cu un leu, doi, același lucru. Mă duc să caut peste drum, că am văzut pe hartă niște mini-marketuri. Mă duc și mi-au de acolo apă și ce mai am nevoie. Poate găsesc și o ceainărie unde să beau un ceai cu lapte cu un dirham, nu cu 8, 9, cât e pe aici, 7, 8, 9, 15. Da, prețurile sunt mari aici în mall. Am ieșit din mall, oricum mie nu-mi plac mall-urile. Mă duc aici peste drum, pe hartă am văzut că ar fi ceva mici ceainării și mini-marketuri. Mă duc să-mi iau apă și sucuri de acolo. Că în mall, v-am zis, prețurile sunt mult, mult mai mari, de 7-8 ori, ca la astea micuțe. Deci atâta de cald, de simt cum mi se lipesc sandalele de asfalt. E atâta de cald încât nici nu poți să nu ți-e foame. Cel puțin, acum o înțeleg pe Ramona, că și ea zice când îi e foame, când e cald, ea nu poate să mănânce. Acum văd că și eu la fel. Am intrat peste drum de mall într-un mic restaurant și bine am făcut, pentru că aici prețurile sunt mai mici. Mi-am comandat un hummus, o apă, voi plăti vreo 10 lei pe ambele, față de mall unde cred că era vreo 60 de lei. Cam așa arată gustărica mea.
Nu mă așteptam, mă așteptam să fie mult mai puțin. Eu am cerut doar hummus, dar mi-a adus și o salată cu tot cu apă, mă va costa 9 dirhami, adică vreo, cum am estimat eu, vreo 10-12 lei, ceva de genul. Cum e hummusul pe aici? Adevărat, cum să fie? Foarte bine la răcoare. Am și mâncat ceva, sunt bine. E adevărat, mă adaptez foarte greu, văd, la temperaturile astea, nu mă așteptam. Am un prieten care îmi zicea că el fusese în august pe aici și îmi zicea că e imposibil de stat pe afară. E, acum îl cred. Fiind singurul client astăzi aici la, la Big Bus, se bucură și ei ca un client. Mi-au zis, poți să te duci când vrei, dacă vrei mai stăm jumătate de oră, plecăm acum, cum vrei tu. Șoferul la dispoziția mea cu dita mai autobuzul. Am plecat spre Marea Moschee. Aici nu prea e nimic de văzut, de-aia nici nu are nicio altă stație decât Marea Moschee și atât. Între timp au mai venit câțiva oameni, nu știu de pe unde i-au racolat. Deci nu sunt singurul în autobuz. Ne apropiem de Marea Moschee. Eu am mai fost o singură dată aici, mi-a plăcut enorm și de asta am ținut să mai vin o dată. E una dintre cele mai impresionante moschei pe care le-am văzut vreodată. Vai de capul meu cât poate să fie de cald! Mă tot minunez că da, n-am mai trăit așa ceva niciodată. Hai să aruncăm o privire în moschee, poate acolo e aer condiționat. M-am băgat aici pe la umbră, pe sub palmierii ăștia. Sper să reziste telefonul și să nu se închidă. La cât e de cald, slabe șanse să pot filma prea mult pe afară. Efectiv și vântul suflă fierbinte. Deci nu vine să cred, am venit degeaba până aici. Intrarea nu-i pe aici, intrarea pe sub pământ, pe undeva, pe acolo, pe sub un dom de sticlă. Eu am văzut domnul ăla, dar de unde să știu. M-am întors înapoi, cel puțin de aici mă duce cu mașinuța asta electrică. Astea-s gratis pe aici. Adică pe aici e intrarea. Data trecută nu era așa. Dar cred că am nimerit pe o altă parte. Intrarea se făcea printr-un alt loc. Hai să vedem cum e pe aici. Ce bine la răcoare! Partea bună e că o să merg pe un tunel cu aer condiționat până la moschee. Aici e Vita Maimolu, subteran, chiar lângă moschee. Cred că trebuie să plătesc o taxă să vizitez moscheea. M-au trimis aici undeva în capăt. Hai să vedem cât costă. Trebuie să-mi obțin un permis de aici, de la computerul ăsta. România, uite aici. Am obținut un QR cod, nu costă nimic, a trebuit doar să completez acolo datele pe care le-ați văzut. Probabil așa ne vom muta cu toții în subteran dacă continuă încălzirea globală despre care se vorbește. Efectiv, afară nu poți să trăiești. Intrarea spre moschee, văd că e în față undeva. Cel puțin e aer condiționat, chiar dacă merg de ceva timp pe jos. E ok. Iar m-am întors înapoi. Uitați-mi că în pantaloni scurți nu pot să intri într-o moschee. Mă duc să văd ce găsesc pe aici, pe la shop-urile astea. Să închiriez ceva.
Incredibil. Cel mai ieftin lucru ca să poți să intri în moschee sunt astea. Acum ci că sunt ok. Înainte nu. Of, of, of. Bilet am. Genunchiere am. Minus 10 dirhami am. Hai să vizităm moscheea. Scanat mai ceva ca la aeroport. Sunt gata de vizitat în sfârșit moscheea. Știu că se merită pentru că am mai fost. Merită să treci prin toate astea. Personalități care au vizitat moscheea de-a lungul timpului, inclusiv Papa, Prințul Charles, și pe ăștia nu-i cunosc. Aici trebuie să iau o gură sănătoasă de aer din ăsta rece, pentru că voi ieși din nou afară la 40 plus. De fapt, îți vreo 43 la ora asta. Și se simte a fi 45. Și iată-ne afară în fața acestei minuni. Pentru că e o minune arhitecturală. Totul făcut din marmură albă. Impresionant, ca de fiecare dată. Și așa, pe căldurile astea incredibile. O să intrăm în incinta moscheii. Nu e foarte multă lume la ora asta. Și da, ți se taie respirația efectiv când intri pe aici. Monumental. Absolut monumental. Deja eu nu mai văd nimic. Vai de capul meu. Efectiv, eu nu mai văd nimic, nu mai văd nimic în telefon din cauza albului marmurei. O să facem un tur peste tot prin această moschee pe unde se poate. Da, telefonul se tot închide, de asta nu prea pot filma mare lucru. E extrem, extrem de cald. Cald cum n-am mai văzut, efectiv n-am mai văzut așa călduri. A trebuit efectiv să intru să mă răcoresc și eu și telefonul, că nu mai merge. Noroc că aici e apă rece de băut la țâșnitoarele astea. Se plin de ele, numai trebuie să intri la subsol pentru ele. Un loc și mai fain de răcorit. Locul unde credincioșii când vin la moschee se spală pe picioare. Înainte de rugăciune trebuie să vii să te spăli pe picioare. Da, aici e răcoare, foarte, foarte răcoare chiar. Răcorit și eu și telefonul, urcăm înapoi. Da, aici e cea mai albă marmură pe care am văzut-o vreodată și atât de multă pusă la un loc. Continuăm turul. Pe aici, da, clar, e top 3 moschei pe care le-am văzut vreodată. Și am văzut multe moschei la viața mea, că am umblat mult prin țările arabe. Locurile unde ai voie să faci poze și să filmezi sunt bine marcate. Ăsta e unul dintre ele, chiar la mijlocul acestei imense curți.
pavate cu marmură și ea. Marmură din mai multe culori îmbinată, tot felul de mozaicuri. Extraordinar de frumos totul. De aici vom intra în incinta propriu-zisă a moscheii. Data trecută am putut să intru și eu înăuntru. Acum nu știu, vom vedea. Da, cred că se poate vizita și acum fără niciun fel de problemă. Deci, chiar dacă am mai fost aici odată, mi s-au ridicat părul pe mine din nou. Vai de capul meu. Era să pic? Fabulos, fabulos. Deja îmi tremură telefonul în mână de emoție. Extraordinar ce au făcut oamenii ăștia aici. Artă pură. Se pare că pot să dau o tură peste tot. Nu e foarte multă lume. Sunt stabilite culoare de vizitare. Deci candelabrul ăsta e efectiv rămâi cu gura căscată oriunde te uiți. Vai de capul meu. Deci asta a fost o sală, n-a fost sala principală, în sala principală intru acum. Și am văzut aici un candelabru. Vai de capul. Deci, efectiv, rămâi cu gura căscată. Nu vine să cred că așa de puțină lume vizitează zilele astea moscheea. Efectiv, a rămas singur aici, în interior. De fapt, e și normal pe căldurile astea. Da, efectiv, nu-mi vine să plec de aici până nu văd toate detaliile astea fabuloase. Da, mare lucru să mă pot plimba singur pe aici. Mă așteptam să fie full. Fabulos. Cam asta a fost moscheia din Abu Dhabi, un loc care
categoric merită să fie vizitat. Merită din orice punct de vedere o vizită aici. Chiar dacă suferi pe 45-46 de grade cât se simte a fi în aer, chiar dacă trebuie să-ți iei jambiere cu 10 dirhami, merită absolut totul din plin. Și când credeam că mă îndrept spre ieșire, am ajuns aici. Ultimul punct de unde se vede în ansamblu toată incinta moscheii. Nu e doar un candelabru din ăla imens. Sunt trei, unul după altul. Transportul înapoi spre autobuz prin tunel, văd că e asigurat de trocariciuri de astea. Am mers oricum ceva pe jos și mai am de băgat. Trebuie să-mi păstrez energie și pentru Louvre, nu? Am văzut aici un Cinnabon, unde am mâncat unul dintre cele mai bune dulciuri în Iordania cu maica mea. Mă duc să văd cât mai durează până vine autobuzul și clar mă bag la unul că prea a fost bun. Da, autobuzul e aici. Cred că sar peste Cinnabon de data asta. O să caut printr-un alt mall diseară să mănânc, că acum mi-a rămas mi s-a pus pata. Am noroc de Cinnabon. Autobuzul ăsta merge în Dubai, nu e ăla care merge în centru Abu Dhabi. Așa că direct la Cinnabon mă duc. Ăla vine peste o oră de-abia. Am timp suficient. 23 de dirhami costă un iced coffee și prăjiturica asta, dar asta e. În lei sunt vreo 30 de lei, dar n-ai ce să faci. Odată ce ai gustat din astea, devii dependent. Dacă găsiți pe undeva, eu zic să nu gustați, că după aia vă provoacă dependență. Cum e? Deci, efectiv, mânci și plângi. Dulcele suprem. Înapoi în autobuzul personal. Iar sunt singur în tot autobuzul. Mă duc spre stația centrală Big Bus la Abu Dhabi Mall și de acolo o să văd cum ajung cât mai repede la lucru, pentru că eu acum m-am uitat, lucru se închide la 6:30. Mai am vreo 2 ore la dispoziție și de aici până acolo în zonă fac o oră liniștit. Am avut timp acum să caut, să văd cât costă o cameră la hotelul ăla, Emirates Palace. Și da, prețurile încep undeva de la 1300 de lei pe noapte, iar cea mai scumpă cameră pentru o persoană o noapte costă 27.000 de lei. Asta înseamnă vreo 5.500 de dolari. O persoană, o noapte la Emirates Palace. Lesne, nu? Foarte lesne. În alte cuvinte, dacă vând casa de la Borța, pot să stau 2 nopți aici, la hotelul ăsta din Abu Dhabi. Data viitoare, când mai ajung prin Abu Dhabi, aici vreau să vin. E o foarte interesantă pădure de mangrove. Aici, în inima deșertului. Foarte, foarte interesant de vizitat. Am sărit repede într-un Uber. De aici am vreo 10 minute de mers cu mașina până la Louvre. Am tot timpul, am vreo 2 ore la dispoziție. O oră și 40 de minute, ceva de genul, să vizitez muzeu.
Vai de capul meu, deci din ce te apropii, din ce îți dai seama de cât de imensă e cupola asta. Citeam mult despre ea, că are vreo 7000 de tone. Și iar sub ea se găsesc o grămadă de exponate foarte interesante, unele unice în lume. Hai să vedem ce putem vizita aici și ce vedem foarte interesant. Mă duc repede înăuntru, că pe din afară mai putem sta și după ce se închide. Deci coșmarul continuă, nu pot să intru aici fără să nu-mi fac un test din ăsta rapid. Îmi vine să vorbesc curat acum. Că puțin ăsta nu mă zgârmă în nas. Bineînțeles că eu sunt un tip foarte negativ, ca întotdeauna. Eu n-am avut niciodată test pozitiv și am făcut sute, fără număr. Deci nu pot să cred ce s-a întâmplat. N-am intrat. Pentru că cumva codul de bare pe care cei de la Get Your Guide l-au trimis lui Marian și după aia Marian mi l-a trimis mie, cumva nu s-a transmis bine. Și până se ia legătura din nou cu Get Your Guide și cu mail-uri, că ăștia nu au număr de telefon sau ceva, deja închid muzeul. Asta e. Am vrut să plătesc din nou biletul aici la intrare. Mi-au zis, bă, deja au trecuse deja o grămadă de vreme, mai aveam vreo 30 de minute. Și ei mi-au zis, bă, n-are rost, că în 30 de minute nu vezi mai nimic. Asta e. Rămâne pentru altă dată să vizităm interiorul muzeului Louvre din Abu Dhabi. Deocamdată o să dăm o tură aici pe exterior, că asta e, n-am ce să fac. Iar pe exterior arată cam așa. Foarte futuristic. Sper să nu se ia nimeni de mine că mă plimb pe aici. Dar cred că o să pot să fac o plimbare pe acolo și să merg și în partea ailaltă. Măcar pe din afară să ne uităm. Locul e fabulos, da, într-adevăr. Și parcă cupola asta de care v-am tot zis, asta vreau să văd mai pe dinăuntru cum arată și vreau să văd prin ce inginerie au pus-o de parcă efectiv levitează deasupra clădirilor ăstora foarte futuristice. Asta e, rămân cu un gust amar. Vă dați seama că îmi doream și eu să văd locul ăsta, dar n-am ce să fac. Muzeul Louvre din Abu Dhabi rămâne tot aici. Eu prin Abu Dhabi cu siguranță mai ajung, așa că nu mă necăjesc prea tare. Marian zicea să mă duc să beau ceva. Vă dați seama că și el e supărat că s-a întâmplat așa. Acum trebuie să luăm legătura cu cei de la Get Your Guide să vedem exact ce s-a întâmplat. Poate putem recupera măcar ceva de acolo, că mi se pare o prostie. Da, se pare că pot să dau o tură pe aici. Măcar vedem ce frumos apune soarele asupra acestei clădiri foarte futuristice. Una peste alta, eu sunt mulțumit că am văzut muzeul Louvre chiar și doar de pe din afară. E incredibil cum au gândit cupola aia de pare că levitează în aer. Sincer, mie structura asta mi-amintește de structura navelor Borg din Star Trek. Foarte, foarte interesant au gândit arhitecții acest loc. Apune soarele în câteva minute. Iar eu o să închei aici acest vlog, plimbându-mă pe din afara muzeului Louvre de data asta. Și cu siguranță la un moment dat mă voi întoarce aici și o să vizitez muzeul. Apropo, mă gândeam, bun, mă duc mâine dimineață că am timp. Mâine e luni, e închis. Deci nu mi s-a arătat nici cum. Asta e. Oricum, eu îi mulțumesc lui Marian de la Clinica Doja 49. Pentru tot
A fost super fain și turul cu Big Bus, ați văzut și voi. Încheiem aici acest vlog, mâine plecăm mai departe, o să plec înspre Kazakhstan, mâine în jurul orei 2 am zborul, iar mâine seară o să ajung și mă cazez în Nur Sultan, fostul Astana. Dar mai multe despre Kazakhstan, Astana, Nur Sultan și ce o să mai fie pe acolo în vlogurile următoare. Până atunci, deja aminte, transpirație în ochi, că am transpirat doar mergând 10 metri aici. E extrem, extrem de cald. Acum mi-a arătat că se simte a fi 50 de grade, dacă vă vine să credeți. Extrem de cald. Încheiem aici acest vlog, după cum v-am zis. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc încă o dată lui Marian pentru plimbarea de astăzi. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Iar îmi intră în ochi. Până la următorul vlog de aici din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, de lângă Muzeul Louvre, eu vă spun la revedere!